Nu, e meu. Povestiți ce se întâmplă. Telefonul împrumutat. Deci, ia, vedeți primăria noastră, așa, o să o filmez ca să înțeleagă toți sătenii în ce stare este primăria asta care acuș-acuș vine peste dânsa 450.000 de lei, așa. Ea e importantă și nu e important pavajul, așa, uitați-vă. Și, a, apropo, mă, ta s-a fost la burlac cu Cahul? Eu? Da? Ei, cum să nu, la București. Ei, păi am fost acuzată că mătaie a fost la burlacul la Cahul, deși pe mine nepotul m-a adus până în coașe, dar mașina, seria mașinii are ro. Și m-a descântat primarul dimineață, de m-a lăsat de lege. Înseamnă că stemi. Că l-am adus pe briegă. Eu nu am fost niciodată la burlacul, dar o să vin neapărat, că de-am atât de intrigantă situația, o să-mi fac eu drum. Păi iată, n-am putut eu să, pentru că nu-i telefonul meu și n-am putut să filmez. Iată cum arată primăria și a să o postăm pe, și în grup ca să înțeleagă cetățenii, că multă lume e la prășit, nu înțeleg eu. O zis că ei, voi vă jucați cu banii statului, voi vă faceți acolo condiții, iată, vedeți, dar poate să mă dau și mai departe ca să vedeți ce și cu acoperișul, că nu... Noi vedeți că nu-i nici o proptea pe jurul primării, dar să merg și la bibliotecă și am să... Totuși, nu la bibliotecă, dar la... Firește, Zinaida, că eu arăt lui Briega în ce stare e... Da, deși, hai. Merge, da, desigur. Da, Zinaida, atâta că-s banii pentru copii, dar nu pentru clădire. Să arătăm cât e de chic păreță la primăria de la Burlacu și banii se dau pentru... Și noi să intrăm în istorie, Zinaida. Că noi suntem 11 oameni care decidem soarta copiilor și noi nu facem pavajul pentru școală, dar facem cicea la primărie. Și duce și a zis că el acum ia gata, la mine se termină. Și el beu ceai acum în primărie. Dar între, în loc să intre în istorie, intră mai mult. Dar mă, ta, de ce te duci acasă să bei ceai? Că nu bei la lucru, așa? Arată-ne ce e în primărie, nu intra în istorie. Ce? Arată-ne în primărie ce se întâmplă, dacă zici că e cicea acolo. Aici din afară e da, calnic, dar cred că mai stă în picioare. O stat din timp sovietic, o să mai stea o leacă. Ce? Telefonul sau ce? Primăria. Asta e canzăgeria unde, adică, unde se încălzește. Trebuie și asta, aici, da. Sub umbră, când te duci în birou la primar, nu, unde el e, nu știu, la umbră, vorbește la telefon. Cu fetele de acum bău ceai și o ieși afară. Că-i pauza. E ora de pauză, de prânz. Să intru în primărie? Poftim? Să intru în primărie? Alo? Vă cereți voie? Eu am vrut să văd ce... Da, de ce? Să-mi cer voie? Am văzut că-ți cer voie. Este paznic cu aici? Hai, filmează-mă. Doamna Natalia vrea să mă filmeze, că e dacă are poftă acum. Minunat. Păi și cum? Acum cât e amiază, nu poți deschide ușa în primărie? Dar eu nu intru în birou. A? Ba da, ba da. Instituție publică. Ce? Se poate intra sau nu? M-auziți? Intrați, doamnă. A. Stați că ui mai și... Și mâine primarul vă cheamă la ședință ca să decideți de urgență dacă faceți condiții mai bune la angajații primăriei, da? Da, 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 condiții mai bune, da. Asta e prioritatea. Ei, că aici. Ei, dar stai că până mâine el încă să mă mai ocărască, să mă mai certe. Dar și să te ocărască. Ești și ta ca și el alesa poporului, nu? Să vedem ce o să zic. Ei, și bine, adică etajul 2. Să vedem ce o zic. Iată, birou, așa șede. Vedeți panoul ăsta până astăzi, el e gol. Încă nu s-a făcut nimic la instituția noastră. Celălalt panou tot e gol. Ia ca culerul, fetele beau ceai de aici, dar oamenii prășesc, am vorbit cu cineva astăzi și ei erau pe deal la prășit. Poate pentru asta iată, o să rog un milion, ca să completeze panoul acela. Posibil. Și ușa se schimbi, că acum aia 2 ani în urmă a fost schimbată ușa, a s-o schimbi pe asta, să-i pui una mai cicea.
și fotolii. Și atât o bucată de teracotă, de cei ceramicată, e sparsă. Dar până aveau contract deci, cu cei care au făcut ia reparații, cauți acolo să vezi cum pocnește. N-aveau garanție cei care au făcut reparații acolo. Nu vă aud. Clar. Eu asta fac pentru cetățeni ca să cunoască lumea. În ce stare se află primăria? Că ei sunt acum ideal, așa? N-au când să vină să decidă și cineva să folosește de banii noștri și de slăbiciunea oamenilor. Cineva nu se gândește la copii și la copiii dânsi și a doamnelor care stau pe scaun, că acolo și copiilor ei cresc. Noi trebuie să creăm condiții pentru copii, să nu lăsăm o istorie urâtă în urmă. Dar noi trebuie să facem istoria acum, așa cum este, să creăm pentru copii condiții. Și după aceea o să vină rândul și primăriei. Dar școala e departe, auziți? Școala e departe. Școala nu e chiar de... O să merg și la școală, dar ni se descarcă telefonul și acum trebuie să cer voie de la cineva, mă duc eu undeva la aici și ne încarc puțin telefonul și revin, da? Bine, bine. Vă rog. Sănătate. Seat până de vale, iată, cam așa e treaba. Că el, vedeți că aici le poate și rup tocul la papuși când or să vină la lucru. Că ieri dacă am venit cu nepotul ai până încoașe la până aici că s-a întors băietul, iată bănuială că l-am adus pe Brega. Auzi, Brega, stai pe loc acolo până când nu vine la burlacul, când dai zi când asta spun eu. Să nu facă infarct primarul, da? Poftim? Să nu facă infarct micardul primarul. Da, posibil, dar chiar să nu facă infarct. Bine. Bun, hai. Dar postează-l deodată pe grup ca să știe lumea. Bine.